A, uite că o văd. Tu o vezi? Da, o văd și eu. Ia să văd. Unde te duci? E așa departe. Ne-a observat, din păcate. Ține. Ține-o mai aproape. Ține. Uite. Vezi? Cu ochiul liberu. Ah, se vede și pe cameră un pic. Uite la noi. Aha. Urmărim căprioara. Hai mai repede. Să nu-ți fie frică. Hai. Hai mai. Cu ochiul liber se vede mai bine.
sau ceva. Se uită la noi. Vezi? Da, din păcate nu se vede bine pe cameră. Pe cameră nu se vede așa bine, se vede mai bine cu ochiul liber. Fuge. Dar vine și tu mai repede. Cum? Vine mai repede. Ce vrei să-i facem, măi? Da, să vede mai bine cu ochiul liber. Ține tu dacă ești mai deștept. Mai nu încercăm să-l deranjăm. Păi vezi. Știi cum e pentru 2-3 secunde. O lăsăm că am chinuit-o destul. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. La un nou video. Uite, ce faci? Vino, vino să vezi și tu. Nu a plecat? Uite.
Ah, da. Încă este căprioara în pădure. Am văzut o căprioară. Da, foarte frumos. Și am urmărit-o. Nu prea mult. Nu prea mult, nu vrem să o... Să speriem. Stai că nu o mai văd. Uite, vine un coace. Uite, exact așa. Da, ai pe telefon. Bine, și telefon ai. E prea... Da, da. Super extra, dar... Cel mai fain e cu ochiul liber, să știi. Se vede băi, mult mai bine care e cu ochiul liber. Băi, după știu. Un copac, o văd acolo. Încă merg. Încă merg ochii ăștia. Vrei să o mai urmărim? Nu, nu, lasă-mă mă face, da. Poate găsim altele. Am venit să ne plimbăm un pic prin pădure. Prin pădurea minunată. Pădurea Runc. Nu am mai fost. De anul trecut, de când căutam bureți, ghebe, ciuperci. Mi-am gândit că dacă tot a plouat, am zis că hai, poate s-au făcut vinețelele sau cum se mai cheamă, oițe, păinișoare. Dar până acum n-am găsit nimic. Și uite un pic ce stricat e drumul față de anul trecut. Nu știu, nu era drumul ăsta așa. Au intrat cu mașini mari. De aici, prin pădure, cred că și-au mai cărat ceva. Nu? În afară de lemn ce se poate scăre. Da. Este o pădure minunată, după cum se vede. Cu copaci drepți și înalți. Cu căprioare, după cum ați observat. Am urmărit un pui de căprioară. Nu este prima dată când observăm puiul de căprioară în pădurea Runc. Sigur, se mai ascund și alte viețuitoare. Da, aș fi vrut să găsesc niște pâinișoare, ceva, niște bureței comestibili. Așa îmi place să le spun. Bureți. Ciuperci. Dar, din păcate, nu s-au făcut încă. Nici din aia răi, otrăvitori. Nu, n-am văzut nimic până acum. Cât de frumos se aude sunetul păsărilor. Nu-i așa? Da, cu ochiul liber se vedea mult mai bine căprioara. Când fac zoom mărire, adică la telefon, nu se vede foarte bine în depărtare. Dar cu ochiul liber chiar se observa. Este destul de uscată pădurea. Nu a ajuns apa încă. Cred că de asta nici bureții n-au ieșit. Am crezut că poate dacă a plouat, găsim și noi ceva, da? Nu contează, măcar este răcoare, este foarte plăcut. Ce e mai fain decât să te bucuri de răcoare când la bloc este caniculă, când ieși din bloc. Mașinile se încălzesc, sunt la soare. Când te-ai băgat direct în mașină, ai murit de cald.
Vegetație este. Să nu ne rătăcim, dragă. Hai să ieșim la un drum ceva. Să ieșim din vegetație. S-au prins iară scaieți de noi. De asta ne-am și luat pantaloni lungi. O minunăție. Să te relaxezi. Să mai continuăm, dacă dorești. Mai avem puțin și ajungem oare la brazii aceia plantați? Sau? Nu știu. Deocamdată trebuie să căutăm semnele. Cum? Să căutăm semnele. A, da, că este și traseu turistic ca să te plimbi și deocamdată am rătăcit copacii care aveau semnele pe ei. Da, deci nu. Nu, nici nu murete, nimic. Nimic, nimic. Uscat. Am văzut o căprioară asta. Da, asta a fost cel mai fain, cel mai interesant, că am văzut acea căprioară. Da, se pare că da. Nu este timpul, trebuie să mai așteptăm. Ha, pe atunci, uite semnul acolo. Ai văzut? Încă un fluturi măcar. Ha? Floricele. Floricele de pădure. Ursici, floricele. Eu am venit pregătită cu pungi. Da, da, da. Am zis că nu se poate. Să nu găsesc o ciupercă. Da. Da, e frumos. Măcar te plimbi în natură. Faci mișcare. Nu toată ziua prin magazine. Ăștia îți fac capul calendar prin cu reclamele lor la mâncare, la pastile, peste vino tot, la acum televizor, la radio. Și profit de promoția 2 plus 1. Îmi cumperi două, primești doar una. Da. Păi, hai să ieșim cumva, că ne-am băgat. Lasă că ajungi, uite. Prin... Să ai grijă la urzic. Aha. Vai, ce... Am văzut ceva, dar ce-am văzut? Un șoricel. Cum? Un șoricel. De pădure pe aici. Am crezut că e o broască ceva, dar un șoricel. Un șoricel? Mhm. Ei, un șoricel. Da, mă. Un șoricel. Uite, dragă, îți declar dragostea mea. Bine, că ai declarat. De acest copac. Aha. Mai bine că nu l-o scrijelit. Da, e uscată pădure, ce să mai la deal, la vale. E, da, se aude o mașină, ceva. Da. Cam mare și zgomotoasă. Ia uitați ce avem pe noi. Scaieți. Trebuie să ne scuturăm la mașină.
Da, după cum se observă, pe acel copac avem o bulinuță albastră cu alb. Este semn că pe aici se urmează traseul turistic. Păi, mergem încolo. Da. Oh. Și acolo o bulinuță? Nu, că dacă ar fi luat, dacă ar fi luat cum trebuie. Se face. Acum trebuia să găsim piciorul căprioarei sau cum se spune. Da, păi anul trecut n-am știut de piciorul căprioarei. Este comestibil și am găsit. Dar, da, o să încerc poate anul ăsta. Dacă o să mai am ocazia să venim la Bureț, să mai căutăm. Cam asta e, dacă mai găsim ceva interesant. O arătăm? Nu-i așa? Așa-i. Stați aproape. Vom urma traseul și ne vom întoarce spre mașină. Toate bune!